Îți facem un tag. Hai să vedem ce tag interesant avem pregătit pentru astăzi. Well, hello! Ce mai faceți, dragilor? Ce mai ziceți voi astăzi? Azi am decis să filmez mai pe seară. Mare greșeală, pentru că am uitat că vine toamna și că lumina e bye-bye de la ora 6 încolo. Așa că azi filmăm la bec, la ce sursă de lumină avem, pentru că soarele s-a dus după blocuri, după blocurile gri din București. Așa că, ce facem noi astăzi? Ce facem? Păi am zis să facem un tag, pentru că n-am mai făcut de mult. Și mie întotdeauna mi se par fun, distractive aceste tipuri de clipuri și de ceva timp, adică de mult doream să filmez acest tag special făcut de Nico de la I Am Noel, Nicoleta, o știți prea bine, a apărut pe canalul meu, eu vă făceam așa semne pentru că pe undeva pe aici probabil că o să vă fac un link ceva spre canalul ei. A apărut în clipurile mele, o știți pe Nico, cum să nu o știți pe Nico. Și a făcut un tag și m-a tăguit. Un tag special de parfumuri. L-am denumit tag Nico. Nici nu știu cum să-l numesc, nu știu dacă ea i-a pus un nume. L-a făcut în limba engleză, eu l-am tradus, am tradus întrebările, le-am luat aici. Am și răspunsurile la ele, desigur, pentru că eu sunt o tocilară și mi-a făcut temele de acasă, se poate. Și scriu așa old school pe caietele din astea, deci dacă m-ați vedea. Bun, lumânarea asta mă cam îngrijorează ce fum scoate. Nu știu de ce scoate fumul ăsta, dar miroase tare bine. Dacă vreți să știți ce lumânare am, o să încerc să o arăt fără să mă ard. Vorbim de Yankee Candle Cafe al Fresco, care miroase foarte, foarte mișto. Așa. Doar că mie mi-e frică să o las nesupravegheat. Ați văzut ce frică am. Bun, hai să trecem la tag. Iar vorbim până ne uită sfinții. Aici nu mai știu. Prima întrebare. Le-am scris de mult. Le-am tradus de mult. Prima întrebare. 3 note într-un parfum la alegere. Nu e o întrebare, practic e o cerință. De fapt, hai să o formulăm ca pe o întrebare. Care sunt 3 note pe care le-ai alege să fie într-un parfum? Deci dacă aș face un parfum și aș alege 3 note, m-am gândit aici și mi-am pus preferatele mele. Cum să nu pun? În primul rând, mi-am pus un floral. Mi-am pus Yasumiya, pentru că este floarea pe care o îndrăgesc cel mai mult în parfumuri și cred că ar merge nenumărate combinații. Știți că Yasumiya este o piatră de temelie pentru multe, multe parfumuri. Aici mi-am pus citrice. Ce citrice acum depinde. Vreau poate o lămâie, un grapefruit, nu știu. Am zis aici bergamota, pentru că bergamota e de obicei foarte, foarte plăcută de mai toată lumea și mie îmi place foarte mult. Și cred că ar merge. Dar nu știu ce ar ieși. Adică din cele 3 note, chiar nu știu dacă ar ieși un parfum ok. Dar eu le-am pus că sunt preferatele mele. Acum, dacă sunt they match well together, adică sunt bune una cu alta, în combinația asta, nu știu. Deci, Yasumiya, citrice și a treia este cafea, desigur. Iubirea mea pentru cafea este nemărginită, nestabilită și da, trebuie să am parfumuri cât mai multe cu cafea. Deja am foarte multe în colecție cu cafea și încă nu m-am potolit. Deci, da. Cam astea sunt cele 3. Hai să trecem la întrebarea numărul 2. Numărul 2. Cel mai enervant lucru. Mi s-a părut foarte interesant întrebarea asta. Nico, ce mă spitești tu pe mine să spun chestii? Deci cel mai enervant lucru în comunitatea Fragcom, ce este comunitatea Fragcom, vă întrebați? Păi este comunitatea parfumocioșilor obsedați, ca să zic așa, toți cei care sunt în comunitățile de pe Facebook, eu știu, Instagram, sunt peste tot în mediul online, comunitatea asta iubitorilor de parfum. Hai să... Că poate nu ești în online și ești iubitor de parfum, dar tot faci parte din comunitatea Fragcom.
Ce mă enervează pe mine cel mai tare? În comunitatea Freecom. Să zic. Bine, cred că știți că pe mine mă enervează trăsătura asta la un om. Adică, indiferent că e iubitor de parfumuri sau nu, mă enervează aroganța. Da, aroganța este în cartea mea it's a no-no, este un mare nu. Adică prefer să fii orice altceva, mai puțin arogant. Și în comunitatea asta Freecom există oameni care, nu știu, au ajuns, într-adevăr, să fie mirosit foarte, foarte multe parfumuri. Au și o vârstă care poate îi ajută, în sensul că na, au fost acolo când s-a lansat un anumit parfum. Au parfumuri vechi, discontinuate, adevărate bijuterii, n-am ce zice. Well done și toate cele, dar aroganța asta de a începe cu vai, da, eu știu mai bine, tu nu știi nimic, eu știu mai bine pentru că eu am mirosit atâtea și atâtea. Și într-adevăr, odată ce miroși și deschizi nasul mai multor combinații arome, ajungi să fii un pic blazat, un pic de tot, în sensul că nimic nu te mai surprinde. Sau ai anumite preferințe clare, adică nu-ți place acel parfum pentru că are aia, sau nu-ți place acel parfum pentru că știi povestea lui de când s-a lansat și știi ce s-a întâmplat, știi ce nebunie a fost, ceva de genul ăsta, și ceva nu ți-a convenit la el. Și atunci ești cumva influențat. Și atunci când cineva vine și spune măi, îmi place X parfum, tu îi tai macaroana, ca să zic așa, și încep să zici pe un ton foarte arogant și, pot să zic, plictisit, nu știu despre ce vorbești, ce parfum e, ăla nu-i parfum, poate să fie parfumul lui preferat. De ce să faci chestia asta? Adică, indiferent oricât de multe ai fi acumulat, oricât de multe informații ai fi acumulat în timp, de ce să începi să ai atitudinea asta arogantă, de ce nu? Eu știu mai bine decât tine. Tu simți mirosul ăla? Tu simți nota aia? Păi, dar nu există nota aia, că îți spun eu că nu există. Bun, și poate nasului meu îi dă, floricele pe câmpii. Da? Și eu simt floricele pe câmpii. Asta ce înseamnă? Eu să-ți, practic să-ți anulezi opinia. Asta înseamnă. Asta mă enervează. Cei care vor să anuleze opinia altor persoane. Nu mi se pare ok. Și se mai întâmplă în comunitățile astea de Freecom să dăm peste astfel de somități în domeniu. Nu zic că toți sunt așa, sunt niște oameni foarte ok care știu foarte bine regula asta, că opinia ta e opinia ta, nu trebuie să ajungem să spunem că parfumul ăla e praf pentru că vai, că nu-mi place mie sau o tâmpenie de genul acesta, da? Și orice recenzie este, la urmă, subiectivă și știm toți, cu toții asta, și n-ar trebui să mai avem aroganțe de genul acesta sau atitudini care nu sunt tocmai ok pentru ceilalți din jurul vostru, din comunitate. Hai că am aberat mult pe subiectul ăsta. Hai să vedem numărul 3. Mai ce serioasă am devenit deodată așa. 3. Ai luat un parfum cu tine pe o insulă pustie? Întrebare de... Băi, pe o insulă pustie nu m-aș gândi la parfum, sinceră să fiu. Oricât de disperat aș fi de a mă parfuma zilnic, de 3 ori pe zi, de 5 ori pe zi, de câte ori am ocazia. Nu. Aș lua ceva mai folositor. Nu știu. Aș lua o busolă. Aș lua ceva de făcut foc. Aș lua... I don't know... un radio, dacă, da, nu cred că ar fi de folos. Oricum, ceva de făcut focul, ceva de purificat apa ar fi bun. Adică dacă m-aș gândi înainte, dacă aș ști că aș ajunge cumva pe o insulă pustie, că asta se presupune, că știi că ajungi pe o insulă pustie și ce ai luat cu tine, adică cum ți-ai face bagajelul. Păi în niciun caz n-aș lua un parfum. Nici nu știu dacă aș lua o oglindă, că multă lume zice că da, te-ai machia pe o insulă pustie. De ce să te machiezi? Pentru cine? Pentru
copacul din pădure, pentru ce? Pentru ocean, să zicem că ești o insulă, într-o insulă pustie lângă ocean, da? Pentru ce? Pentru rechinul din ocean, care de-abia așteaptă să te clănțene un pic la picioare? Da, mă rog. Hai să trecem mai departe. Numărul 4. Care este care este cel mai ciudat miros dintr-un parfum pe care l-ai detectat și pe care l-ai detestat? Da. Am zis aici așa. Mirosul de mărar, da, am detectat de multe ori miros de mărar în anumite parfumuri. Pe unele le-am suportat, adică am trecut peste mărarul respectiv pentru că știam că se află ceva acolo mai ok, dar pe altele nu. Mirosul de castravete, nu știu de ce mă deranjează, deci castravetele într-un parfum, ceva mă face să zic, băi, eu nu vreau să miros a castravete, nici a mărar. Mirosul acela clasic de... clasic... Pentru mine e clasic, de pipi de pisică. Da, v-am zis eu. Unele parfumuri pe mine miros a pipi de pisică, dar de fapt ele n-au pipi de pisică. Au o fructă, au o coacăză, au ceva care pe pielea mea se transformă în pipi de pisică sau mirosurile fecale, animalice fecale. Nu știu de ce să miros a latrină, de ce aș vrea să miros a latrină, dar înțeleg că oarecum aceste mirosuri sunt, ce pot să zic, afrodisiace, adică atrag, whatever, dar nu vreau. Dacă asta presupune să atrag eu pe cineva să miros a latrină, nu, mai bine nu. Și cam astea sunt mirosurile pe care nu le suport și le consider ciudate. Și mai sunt, poate, mirosurile acelea de mâncare gătită. Dacă vreau să miros a mâncare gătită, păi fac niște mâncare acasă și miros a mâncare gătită de n-ai treabă. Și de multe ori am mirosul ăsta pentru că acasă gătesc, așa că nu-mi doresc mirosul ăsta în parfum. Bun, numero 5. Hai să mă laud cu câte limbi știu. Nu? Crezi că femeile au un simț al mirosului mai bun decât bărbații? Am zis da și nu. Și am zis că e cumva mai mult genetic. Genetic în sensul nu. Pe vremuri, adică acum mii și mii și mii de ani, când bărbatul și femeia stăteau într-o peșteră, într-o cavernă, și bărbatul se ducea și procura mâncare. Femeia stătea cu copii, urmașii, să zic așa, și avea grijă de copii. Și pe lângă faptul că avea grijă de copii, se mai ducea să culeagă niște chestii, niște fructe, niște chestii mâncabile, pe lângă, nu știu, animalul pe care l-a ducea bărbatul acasă după ce se ducea la vânătoare, dacă era norocos și aducea ceva acasă. Ei bine, oamenii erau și foragers, adică culegeau chestii din natură. Culegeau plante, culegeau diverse ca să aibă ceva de mâncare, da? Ei bine, acest simț al mirosului, cred că s-a dezvoltat mai mult la femeie, cumva, pentru că ea îl folosea mult mai mult când trebuia să distingă între o chestie otrăvitoare sau nu, dacă e o chestie otrăvitoare sau nu. Știu că își foloseau mirosul și noi acum ne folosim mirosul să ne dăm seama dacă ceva e stricat sau nu. Și femeile aveau simțul ăsta mai dezvoltat pentru că trebuia să se asigure că ce hrană dă copilului nu este stricată, nu e alterată, ca să nu moară copilul, da? Deci era totul genetic așa făcut. Bărbatul avea alte abilități de a, nu știu, aprecia mai bine distanța, pentru că el trebuia să arunce spre animalul respectiv să-l omoare, să-l aducă acasă. Abilități pe care le dobândea la vânătoare, adică asta cu măsurarea distanței, de care mulți bărbați fac mișto acum de noi femeile, că noi nu avem chestia asta cu măsurarea distanței, whatever. Vorbim de șofat aici, da. Nu intrăm în discuția asta. Și alte abilități pe care bărbatul le
le acumula, le dobândea la vânătoare și în ce activități făcea el. Automat, femeia era mult mai atentă, avea vederea periferică mai bună, pentru că trebuia să fie cu ochii pe copii. Și când avea mai mulți, trebuia să fie cu ochii pe toți. Deci, cumva, noi de-aia femeile avem ochii în ceafă. Da? Bun, cam de-astea zic că noi am avea un miros un pic mai dezvoltat pe partea asta, dar nu neapărat. Adică și bărbații simt mirosurile ca noi, adică nu cred că e așa o mare diferență. Bun, numărul 6. Numărul 6. De ce mă prostesc așa? Nu știu. Te dai cu loțiune înainte de parfum? Nu. Bine, am zis nu categoric așa, dar nu e chiar așa. Adică în ultimul timp am descoperit acea cremă Bam Bam Cream cu care mă mai dau, sau vara cu body yogurt de la The Body Shop, care e foarte ok și foarte light și intră repede în piele. Deci condiția asta e, mă dau cu cremă când am chef de pampering, nu întotdeauna, nu de fiecare dată când ies de la duș, n-ai să mă vezi pe mine cu așa ceva, pentru că de obicei nu am timp, vreau să ies mai repede, vreau să mă schimb, vreau să plec, vreau să nu fac dușuri numai seara, să zici că seara stai și te bibilești și îți faci unghiile și așa. Chestiile astea la mine se fac once in a blue moon, adică odată la nu știu cât, să zicem că am timp să mă fac cu toate cremele posibile, dar nu prea suport pe corp. Pe față, da, mă dau că n-am ce face, dar pe corp nu prea suport, decât dacă am cremele astea care intră rapid în piele. Și anume, cele menționate mai devreme, vara, sufleul acela cu mango de la The Body Shop și acum, când vine vremea mai răcoroasă, am trecut la Bam Bam Cream, care e minunat și miroase. Vedeți că are și un parfum. Bam Bam Cream are și un parfum și îl vreau. I want it so bad. Da, vă pun aici o poză și cu numele, că nu știu cum se numește mai exact, se numește într-un fel. Tot de la Sol de Janeiro, cred că este, dar nu știu, nu mai știu cum se numește. Bun, 7. Ce e mai important? Haine, make-up sau parfum? Are you kidding me? Are you kidding me, Nico? Cred că te așteptai la răspunsul ăsta. Adică ce e mai important? Da, parfumul, normal. Fără parfum nu ești îmbrăcată complet. Îmi place citatul ăsta. Nu mai știu exact cine l-a zis, dar știu că l-am și pe Fragrantica. L-am pus la un dat pe Fragrantica și cred că a rămas acolo. Chiar consider că dacă pleci de acasă și ai uitat să te dai cu parfum, ești un pic dezbrăcată. Nu e that finishing touch, acel ceva care îți întregește look-ul, aspectul, ce vrei tu să transmiți în ziua respectivă, știți ce vreau să zic? Că și prin haine și prin felul în care ne machiem, noi transmitem niște lucruri. Fie că le conștientizăm sau nu, chiar asta facem. Și parfumul întregește acest tablou. Deci nu pot să zic că nu sunt importante și haine și make-up-ul. Hainele nu neapărat să fie de firmă, să ne înțelegem, prostia asta cu haine de firmă, te poți îmbrăca foarte bine și cu haine care nu sunt de firmă și poți să-ți exprimi personalitatea și prin haine care nu sunt de firmă și la fel și cu make-up-ul. Make-up-ul nu trebuie să fie cel mai scump make-up ca să fie bun, există make-up ieftin și bun, depinde de skill-urile tale de a te machia și cum consideri tu că îți stă mai bine machiată, pentru că fiecare dintre noi ar trebui să știe sau în timp, nu zic că de mică știi, dar în timp ajungi să-ți cunoști trăsăturile atât de bine cât să știi cum să le pui în evidență. Bine, nu toate suntem make-up artist, deci nu știu cât de bine executăm lucrarea, tencuiala, să zic așa, dar e ok. Răspunsul este parfum. Da. Numărul 8. Crezi că ești bună în... Crezi că ești bună în bucătărie pentru că ai un nas bun? Nu știu cum le-am tradus, cred că aiurea, dar înțelegeți voi. Deci, da, cred că sunt bună în bucătărie pentru că am un nas bun. Nas bun, ce înseamnă nas bun? Da, fără pic de aroganță, cred că mă descurc în bucătărie mai mult decât media, adică, bine, pentru o femeie de vârsta mea de 35 de ani ar trebui cumva să știu măcar să-mi fac singură de mâncare, să nu mor de foame. Nu zic că trebuie să fii șef la cuțite,
să faci chestii gourmet și nu știu ce, da, nu, trebuie să știi acolo, să faci, cum facem noi românii, o ciorbă, chestii clasice pe care eu le știu să le fac, nu știu să mă duc spre partea asta mult mai cosmopolită, nu știu să fac, eu mai știu ce, foie gras, dar nici nu vreau să știu chestia asta, pentru că, hai să fim serioși, cine face chestiile astea acasă? Te duci la un restaurant și mănânci odată la nu știu cât timp, e o ocazie la care zici tu, băi, vreau să mănânc chestia asta, vreau să mănânc icre negre, vreau să mănânc eu mai știu ce, măcar odată în viață să știu și eu cum e. Dar nu faci așa ceva acasă. Acasă faci tu niște mâncări mai ușor de preparat. Nu zic că toate astea clasice sunt ușor de preparat, dar am ajuns prin trial and error, adică prin multe mâncăruri arse și așa mai departe, să ajung să știu să fac anumite chestii în bucătărie, dar nu știu dacă am un nas bun. Dacă asta influențează, că am un nas bun și automat sunt mai bună în bucătărie. Cred că da, cred că influențează, pentru că nasul ajută și la gust, adică știți că dacă nu simțiți nimic, niciun miros, și gustul vă este afectat și automat dacă nasul este mai fin și captează mai bine aromele și gustul o să fie îmbunătățit și automat când gusti din mâncarea aia o să-ți dai seama, băi, mai are nevoie de un pic de sare, un pic de pipe, o chestie de genul ăsta. Cred că au o legătură și da. Deci răspunsul meu e da și da, sunt tare în bucătărie, I rock in the kitchen, dar în varianta clasică, bucătărie clasică românească, cu cozonaci, cu sarmale, toate cele. Vreți rețete? Na. Poate cine știe, odată mă bate gândul și vă filmez rețete, ar fi ceva, nu? Bun, numărul 9. Mâncarea pe care ți-ai dori să o miroși într-un parfum. Mâncarea pe care... Stai că n-am mai citit de mult întrebarea asta. Mâncarea pe care ți-ai dori să o miroși... Adică dacă ai avea un parfum și ar mirosi cumva a mâncare. V-am spus că nu-mi plac parfumul, adică nu vreau să miros a ciorbă, nu. Clar o să fie ceva de desert, pentru că mă știți pe mine, sunt o gurmandă și vreau desert. Ce pot să zic? Știu că Nico a zis ceva de pâine, e o idee, pentru că îmi place mirosul ăla de pâine proaspăt scoasă din cuptor, dar un cuptor din acela cu lemne, pâinea aia să fie... Știți voi, cu coaja aia tare, deci pâine tradițională și mirosul ăla e într-adevăr. Aș vrea să-l am într-un parfum, dar ca să nu răspund ca Nico, eu zic că e un miros pe care automat îl asociez cu acasă și cu, nu știu, copilărie, ar fi mirosul de cozonac. Și mereu îl asociez cu momente fericite, pentru că erau momentele în care aveam sărbătoare în casă și noi când eram mici și știam că vine o sărbătoare, era o încântare din partea noastră, că știam că vom mânca cozonac, că eram niște mâncăi și încă mai suntem și automat și acum de asta mai fac cozonac, că aș putea să cumpăr, dar mi se pare că tot ăla făcut în casă e mai bun, bine, dacă știi să faci, dar da. Oricât de prost mi-a reșit un cozonac, tot este de 1000 de ori mai bun decât majoritatea din comerț. Nu zic, nu mă refer la cozonacii aia scumpi, care costă o mână și un picior, dar sunt ce ar trebui să fie. Adică sunt cam ce iese de la o gospodină pricepută, din mâinile unei gospodine pricepute, dacă l-ar face acasă. Da? Deci clar mirosul ăla de cozonac. Și știu că sunt niște parfumuri, dacă nu... Chiar acel... Nu, bază, îmi scapă parfumul, ceva cu zâne, praf de zâne, ceva de genul ăsta, o să pun pe aici pentru că acum nu mi-amintesc. Știu că era un parfum care mirosea un pic ca cozonac și da, l-am mirosit și eu și oarecum mă ducea cu unul acolo, dar aș vrea și mai mult, deci vreau să fie fix mirosul ăla de cozonac, cât e în cuptor, cocă, cu nucă și cu rom, că n-a punem rom în nuca aia. Și mirosul acela de aluat care se coace în cuptor, se rumenește frumos, este fix, nu știu, e un miros unic pe care nu-l ai decât dacă
ți s-a făcut în casă un cozonac sau tu ai făcut la rândul tău cozonac în casă. Și aș vrea și o lumânare așa, dacă tot vorbim de parfum. Vreau și o lumânare să pun să ardă în casă și să-mi miroasea cozonac tot timpul. Bun, hai să vedem. Numărul 10. Există un ingredient pe care parfumierul ar trebui să-l folosească. Păi dacă ne legăm de întrebarea trecută cu cozonacul, aș vrea să simt mai mult, mie îmi place mereu acel aspect un pic boozy într-un parfum. Nu neapărat numai la parfumuri destinate bărbaților, vreau și la femei, adică să fie unisex și să simt acel miros de ceva, nu știu, coniac, brandy, something like that. Întotdeauna mă intrigă și îmi place, adică consider că îi dă acel ceva parfumului care nu este chiar pe toate drumurile, așa. Numărul 11. Crezi în noțiunea de gen în parfumerie, adică parfum pentru bărbați sau pentru femei? Și da și nu. Aici e la fel ca la întrebarea aia cu crezi că femeile au mirosul mai dezvoltat decât bărbați. Clar, sunt anumite parfumuri, acum vorbim de ce există pe piață, care sunt cu o anumită înclinație. Adică nu zic că nu pot fi purtate și de femei, dar automat înclină spre ideea de bărbat. Adică cu ce asociem noi, că asta e, de aici pornește. Noi am fost antrenați, practic, să asociem anumite mirosuri cu ideea de bărbat, ideea de femeie. Automat femeia trebuie să fie delicată ca o floare, să miroase a primăvară și așa mai departe. Și bărbatul trebuie să miroase a tutun, tabac, pielărie, eu știu, chestii ambră, chestii mai dark, mai întunecate, mai, sau a lavandă, a aftershave, știți, genul acela de bărbat, proaspăt tras, ferchezuit și așa mai departe. E, de ce o femeie nu poate să miroase a lavandă? Care e problema? Dar automat noi asociem chestiile astea și nu e tot mai ok. Noi spunem, cei pasionați de parfum, spunem de obicei că parfumurile n-au gen. Așa ar trebui să fie, dar cumva nu te poți abține ca anumite parfumuri să nu le dai așa o înclinație. Mai înclină pe partea, cum zic eu, înclină pe partea masculină sau pe partea feminină. Pentru că știu că sunt anumite dintre voi care nu suportă, nu concep ideea de a purta ceva care să, nu știu, să le ducă pe partea asta masculină, adică ele să consideră că, vai, miroase bărbătesc, nu pot să mă dau cu așa ceva. Nu, astea sunt niște limite pe care ni le impunem noi, dar asta nu înseamnă că așa și trebuie să fie. Acum sunt preferințe și preferințe, de asta zic mereu când consider eu că înclină într-o anumită direcție, pentru că știu că există persoane care nu ar purta niciodată așa ceva. Sau există anumiți bărbați care n-ar purta niciodată, nu știu, trandafir, de exemplu, consideră că nota asta este automat feminină, ceea ce nu e adevărat, dar mă rog. Hai să vedem, numărul 12. Poate un bărbat sau o femeie să se ducă pe cineva cu parfum? Am zis așa clar și la obiect. Nu. Un parfum nu ține loc de șarm sau personalitate sau tot ce atrage, ce consideri tu atractiv, că până la urmă toți suntem diferiți și poate, nu știu, eu sunt atrasă de un simț al umorului mai mult decât de ideea de succes. Altele sunt atrase de un bărbat puternic care dă cu pumnul în masă. Poate pe mine nu mă interesează asta, vreau un bărbat mai sensibil sau cu simțul umorului sau un bărbat intelectual. Deci parfumul nu înlocuiește niciunul din acestea. Nu. Nu are cum. Ce poate să facă parfumul este să fie un început de conversație. Adică dacă, să zicem, tu ești bărbat, că mai mult bărbații caută chestia asta, nu știu cum să vă explic. Mai mult am văzut în partea asta, bărbații caută să fie văzuți prin parfumul lor, adică, vai, parfumul ăsta o să-mi atragă toate femeile, ca un magnet, o să vină toate la mine, o să roiască în jurul meu. Așa și, dacă vin toate, să zicem că există acel parfum, tu ce faci mai departe? Ce le zici? Cum te comporți?
ce arăți? Cum faci mai departe? Pentru că, ok, parfumul, să zicem că face treaba asta pentru tine, dacă e un super parfum și se pupă bine cu tine și merge împreună, pentru că și asta e de discutat, adică un parfum care nu merge la stilul tău sau omul ăla nu se pupă cu acel parfum, întotdeauna o să fie acolo o ceva, femeia o să zică, băi, dar de ce, știi, e și asta o posibilitate, femeia se întoarce, simte parfumul tău și zice, mamă, ce mișto, ce bărbat bine, și se uită și nu găsește niciun bărbat bine, sau în ochii ei nu e un bărbat bine, adică nu se pupă imaginea ei pe care o are cu acel parfum. Da, înțelegi ceva să zic? Deci nu, parfumul nu te va ajuta în sensul ăsta, nu consider. Te va ajuta doar să începi o conversație cu o femeie sau cu un bărbat. Poate să zic că, nu știu, ai un parfum foarte frumos, miroși foarte bine, cu ce te-ai dat? Nu știu, e un început de conversație. Depinde de tine apoi dacă tu ești capabil să duci conversația asta în altă direcție sau să arăți mai mult de atât, pentru că un parfum nu poate să facă toată treaba pentru tine, oricât de mult le-am dorit. Da. Bun, numărul 13. Care este YouTuberul tău preferat pe tema parfumurilor? Mama, aici m-am gândit mult și bine și am ales să nu zic niciun YouTuber român, pentru că toți îmi plac. YouTuberi români, știți că am vorbit despre ei, mai fac shout-out. Cred că am făcut și o listă întreagă la acel clip cu un an de YouTube cu toți YouTuberii mei români preferați. N-are sens acum să-i enumăr, pentru că mi-e frică că o să las pe cineva, o să uit pe cineva și nu vreau să se supere. Așa că o să zic un YouTuber din afară, străinez, cum zic eu, care mie îmi place. Nu place cum se machiază fata aia, pentru că, Doamne, iartă-mă. Nu, își face machiajul. Ok, știe, are skills, dar nu. A se face prea portocalie la față, n-am înțeles niciodată ce se întâmplă acolo. What's happening there? Cumva e prea mult, e un pic prea mult. Adică, ok, ești în fața camerei, înțeleg că trebuie să te machiezi, pentru că altfel arăți ca un cadavru moartă de 3 zile, da, înțeleg. Dar nu, nu e chiar așa. Bun, lăsând la o parte faptul că se machiază cumva anume, mie îmi place de ea și ce spune și avem gusturi oarecum asemănătoare. Vorbim de Paulina Shar. Se scrie S-C-H-A-R. Paulina S-C-H-A-R. O să vă pun aici un link către canalul ei dacă pot, nu știu, sau vă las în descriere link pentru canalul ei, că sigur pot. Bun, cam asta a fost. Hai că iar m-am lungit și cu acest scurt tag. Nu știu de ce simt nevoia să mă lungesc. Anumite întrebări m-au strânit și m-au pus să vorbesc aici. S-ar putea să-mi atrag niște hate, dar asta este viața pe YouTube. Bine, v-am lăsat, v-am pupat. Sper că aveți o săptămână bună. Cred că intră undeva sâmbătă. Sper că aveți un weekend frumos atunci și să faceți multe lucruri pe care vi le doriți și să nu vă lăsați, dat în jos așa de situație. Ideea e că situația nu e chiar roz în România și trebuie să suportăm niște consecințe ale unei guvernări proaste, ale unei atitudini nu chiar ok, foarte... atitudinea majorității este foarte egoistă în momentele de față și trebuie să înțelegem că nu trebuie să mai fim așa și să ne gândim și la alții. Ca să nu ajungem în situația în care suntem acum în România. Nu mai zic mai multe. Acum dacă stăm mai mult acasă, știți cum e, trebuie să ne găsim o ocupație. Începeți un canal de YouTube, de ce nu? Eu asta am făcut în prima pandemie când am stat atunci acasă, adică why not? Hai, v-am lăsat, v-am pupat. Spuneți-mi și voi, câteva întrebări. Dacă vreți să-mi răspundeți la câteva întrebări din acest tag sau la toate, în comentarii vă aștept, de-abia aștept să știu ce părere aveți
și dacă nu sunteți de părere, de aceeași părere cu mine, adică chiar vreau să știu chestiile astea, nu mă supăr, nu nimic. Ha, v-am lăsat, v-am pupat, ciao, ciao! Aprindem lumânarea, da? Romantic! Să nu ia foc casa, să nu ia foc casa. Ok. Am aprins lumânarea. Nu se vede pentru că dacă se vede lumânarea, nu se văd florile. Dacă se văd florile, nu se vede lumânarea. Și am preferat florile. Sincer, să fiu. Bun.